O casă mobilată, veche, la Saint-Lys, mic orășel de provincie în apropierea Parisului. E seară. În salon străbate prin ușa deschisă, lumina din sufragerie și umbrele dau încăperii o înfățișare stranie. Alături, în sufragerie, George stă de vorbă cu proprietarea sa. Peste câteva clipe vor intra amândoi în salon, vor aprinde lumina, umbrele se vor risipi și încăperea își va recăpăta adevăratul ei aspect nevinovat, de casă mobilată cu lucruri vechi, desperecheate, cu fotografii de familie încadrate în paspartur, cu fotoliul șchiop și vitrina cu porțelanuri lipite. Iată-i, au intrat. George e un tânăr de vreo 28 de ani. Proprietarea sa, foarte bătrână, citește într-un registru mare. 4 vase de flori din aramă cizelate și împodobite cu ornamente de stil. Da, sunt, se putea să nu fie. Poftim? Da, spuneam că sunt foarte frumoase. Cred și eu. Le-am primit la nunta mea. Ah, ei, da, sigur. Eh, cu sufrageria am isprăvit. Acum o să trecem la salonul cel mare. Da, vă rog, mere. Voi proceda la fel. Începem cu pereți. Tapet de mătase broșată cu motive de ramuri, flori și păsărele. Dați-mi voie, nu văd nicio păsărică. Ce vorbă e asta? Cum nu vedeți nicio păsărică? Nu văd. În inventarul dumneavoastră scrie tapet de mătase broșată cu motive de ramuri, flori și păsărele. Ori poate ați greșit și nu este ăsta salonul cel mare. E, bravo! Doar îmi cunosc casa, nu? Ramurile le văd. La nevoie s-ar putea desluși și niște flori, dar păsărelele nici urmă. Poate chiriașul dinaintea mea o fi plecat cu păsărelele. Da, era să le ia de pe tapet. În ziua de azi, doamnă, ingeniozitatea hoților a ajuns fără margini. În orice caz, situația e limpede. Pe acest tapet nu mai există nici urmă de păsărică. Da, desenul ăsta, de. Nu vi se pare că... Uite, aici capul, dincoace coada... O pasăre cu capul în jos, unde ați mai văzut așa ceva? Atunci ce e de făcut? O singură soluție, rectificați inventarul. Se cunoaște că sunteți tânăr. La vârsta mea, când te pândesc necazurile, nu mai ai chef să râzi. Credeți-mă, doamnă, că necazurile nu le ocolesc nici pe noi, da? Dar mai avem mult... Vai, dar grăbit mai sunteți. De-abia am inventariat sufrageria și vestibulul. Mai avem 2 saloane, plus încă cele 7 camere de la etaj. Încă 9 camere? Înseamnă că nu sfârșim nici peste 3 ceasuri. Inventarul meu, domnule, are 92 de pagini scrise mărunt. Foarte interesant, numai că eu, doamnă, aștept niște musafiri care sosesc cu trenul de 76 minute și e 7 fără 5. Pe urmare, vă mai pot acorda maximum 11 minute. Cum numai 11 minute? Dar e cu neputință. Asta e și părerea mea, dar sunt în viață situațiuni peste care nu putem trece. Dar ce-i vina mea că dumneavoastră vreți să închiriați o casă ca asta în 5 minute? Că ați plătit de la întâi ale lunii, mă rog. Dar dacă nu v-ați prezentat până astăzi, nu puteam să fac inventariul fără dumneavoastră. Și acum vi s-a năzărit deodată să vă mutați. Sunt încă destul de cum să cade că vă pun casa la dispoziție la o oră așa de nepotrivită. Astea sunt lucruri care se fac de dimineață. Nici domnule. Eu n-am bănuit că o să am nevoie de casa dumneavoastră chiar astă seară. Se poate, domnule. Dar un inventar e un inventar. Bine. Să trecem mai departe. Dacă... La ferestre, 4 draperii mari din damasc roșu, cu ambrase din același metal. Din același metal? La care metal? Cum care metal? Vă rog, mai citiți-o dată și o să vedeți. 4 draperii mari din damasc roșu, cu ambrase din același metal. Din același metal. Da, dar sigur că este o greșeală. O să a sărit un rând. Probabil. Nu mă îndoiesc de buna dumneavoastră credință, dar oricum, doamnă, ambraze din același metal, fără să arătați care anume. Și pe urmă să mi le cereți de aur. Ambraze de aur? Dar cine a mai pomenit? Iertați-mă, doamnă, dar ați fi în dreptul dumneavoastră. Sunt un om de afaceri și cunosc valoarea unei semnături. Și totuși, poftim, însemnez. Însemnez ca să vă scutesc de griji, fiindcă la vârsta dumneavoastră mai aveți și obiceiul să vă exagerați grijile. Și pe nedrept, doamnă, credeți-mă, fiindcă viața e frumoasă, măcar o seară. O să-mi spuneți că o singură seară nu e mare lucru, asta fiindcă noi, oamenii, suntem prea pretențioși, doamnă. Cu puțină imaginație, într-o singură seară poți trăi mai mult decât într-o viață întreagă. Dați-mi să semnez.
Văzut și aprobat. Poftiți inventarul și de acum înainte, doamnă, casa dumneavoastră este a mea, de la păsărele care nu există și până la ambrazele din același metal. Cum, dumneavoastră? Să ne înțelegem. E vorba de un contract de închiriere pe termen de o lună. Asta nu înseamnă că aveți dreptul. Nu, niciun drept, doamnă, știu. Dar vă rog să mă ascultați cu atenție. Las loc, vă rog. Mulțumesc. Îmi păreți o bătrânică foarte... foarte drăguță. Eu, domnule, nu sunt drăguță. Ba da, sunteți foarte drăguță. Și pe deasupra aveți o casă veche în provincie, o casă încântătoare, dar pe care n-ajungeți să o închiriați niciodată. Casa asta mi-a dat 1000 pentru o lună contra unei sume, nu tocmai de aruncat. Eu? Eu aș fi vrut să mă asigur pe un an, să fiu liniștită. E, doamnă, și eu aș vrea să fiu liniștit un an. Toți am vrea la fel, dar nu reușim să ne asigurăm decât o săptămână sau o zi. Asta e viața. O zi? Deci sunt cam ajuns să închiriesc casa cu lună, ca o portăreasă de camere mobilate. Deci eu aș fi omul cel mai fericit din lume dacă aș putea să locuiesc aici o lună întreagă. Dar cine vă oprește? Din moment ce ați plătit chiria până la întâi? Și totuși s-ar putea să nu rămân decât o seară. Nu înțeleg. Vă rog, nici nu încercați. A sunat cineva, e pentru mine. Sunteți așa de bună să treceți la dumneavoastră în cameră, o să deschid eu. Deschideți dumneavoastră? Dar nu, musafirilor, nu se vi se pare curios că nu aveți nici măcar o menajeră? Mulțumesc, m-am gândit și la asta. Bună seara! Bună seara! Cine sună? Kellnerul de la restaurantul Chauvin, domnule. Ai și venit, poftim? Bună seara, bună seara. Contact restaurantul Chauvin foarte prompt. Nu e niciun ceas de când am telefonat. Poftim aici, te rog. Avem întotdeauna meniuri tip, gata dinainte și care așteaptă doar să le îmbarcăm în camioneta noastră specială. Șampanie la gheață, bordoul e ținut la temperatura cuvenită. Într-un sfert de oră, masa va putea fi servită. Totul e proaspăt, totul e cald, învingând ora și distanța. Aceasta este performanța, miracolul casei Chauvin. Dar dumneata crezi? În ce, domnule? În miracole. Nu, domnule, dar în orice caz, restaurantul Chauvin e unul dintre cele mai bine organizate și... Dar uite, ține 100 de franci. Ce vârstă are volovanul mereu proaspăt, mereu cald, care învinge ora și distanță? Domnule, e în plină maturitate. Văd că am înțeles. Uite ce este. Am fost nevoit să improvizez acest dineu. M-am adresat unui restaurant din pricina timpului prea scurt, dar pentru musafirii mei totul trebuie să pară preparat în casă, înțelegi? Perfect, domnule. Serviciul vreau să fie simplu, să n-aibă aerul unui banchet. Pricepi? Pricep, domnule. Ai fost totdeauna kelner? Nu, domnule. Am fost 17 ani în serviciul ducelui Samuel. 17 ani? Și de ce l-ai părăsit? Sunteți foarte amabil, dar nu eu, ci domnul duce m-a părăsit. Ruinat? Fizicește, domnule, din pricina abuzurilor. Inima era terminată, rinichii încetaseră cu desăvârșire să mai funcționeze, arterele dilatate la maximum. Scutește-mă de descrierea completă. Principalul pentru mine e că ai servit într-o casă onorabilă. Cum te numești? Gradiuzac, domnule. Nu, numele mic. Emil, domnule, dar... Emil, acum o să-ți cer ceva mai puțin obișnuit. Dumneata, ai desigur imaginație. Încearcă să-ți închipui că m-ai ținut odată pe genunchi. Eu, domnule? Da, Emil, fiindcă musafirii mei nu vreau să știe că ești un chelner de restaurant. Vreau să credă că ești un bătrân servitor al familiei noastre și că m-ai văzut venind pe lume. Ar fi pentru mine o mare cinste, domnule. O cinste și o plăcere, dar... Pe câți bănuți ți-am dat acum câteva minute? Am uitat, domnule. E un principiu al meu. Bine. Dacă pentru rolul de bătrân servitor al familiei o să-ți dau dublu, e în ordine? Dublu plus 100 de franci. Fie. Da. În acest caz, sunt în serviciul domnului de o viață întreagă. Dacă domnul preferă, tata era deja în serviciul familiei. Eu, tânăr fiind, am debutat prin a servi la bucătărie. Apoi am plecat în lume să mă călesc în lupta cu viața. Și când a sunat ceasul ca tăticul să se retragă, m-am întors acasă să-i continui cu demnitate misiunea. Bravo, dar în orice caz, fără prea multe înflorituri. Peste câteva minute o să le prezint părinților mei. Dar, domnule, tatăl domnului și mama domnului nu or să se mire de toată povestea asta? Deloc, fii liniștit. Emil, vezi cine e? Da. Prea bine, domnule baron. Cum? Domnul nu dorește și un titlu? Dar înțelege, dragul meu, că nu e vorba de nicio fanfaronadă. Ești un servitor bătrân și credincios care face aproape parte din familie. Ăsta este rolul dumitale. Îți mărturisesc că dacă aveam vreme să aleg, aș fi preferat o bătrână doică. O, domnule, o bătrână doică, da? E un personaj așa de banal. Un om de gust. Ca dumneavoastră. În orice caz, cea mai mare simplitate și fără titluri de noblețe. Înțelegi, Emil? Cum dorește domnul?
Mai e ceva. Care e numele mic al domnului? În calitate de bătrân servitor al familiei, să vă spun pe nume. Domnul Jean sau domnul Lucien sau domnul... George. Ah, domnul George. Bine, să-mi obișnuiesc limba. Domnul George. Bravo, mergi. Mă duc să deschid. Unde să introduc persoana, domnule George? Aici, Emin. Foarte bine, domnule. Doamna de Montalambrez și domnul Filemon, artiști dramatici. Și ai grijă de masă. Am înțeles, domnule George. Poftiți, vă rog, domnule. Domnul George vă așteaptă. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc, ați fost exact. Ați venit împreună? Da, ne-am întâlnit în gară. O adevărată surpriză. Doi vechi prieteni care se pierdusele unul de altul de 10 ani. Coborâsem tocmai din tren, când deodată... Ia te uit, Emilien, vechea mea prietenă! Ferdinand, ce plăcere! După 10 ani de turneu! Dragă mea, ți-aduce aminte de succesele noastre din Egipt? Dar de unde mergi? În strada de Gheclea, numărul 32. Ești angajat acolo? Și tu la fel, da. Nu mai spune. Asta e bună. Mergem împreună. Da. Și iată-ne plecând amândoi braț la braț ca șodinioară. Iertați-mă că vă întrerup, dar timpul e scurt. Da, eu, dar agentul teatral ne anunțase de acest angajament, abia pentru marțea sau miercurea viitoare. Într-adevăr, lucrurile s-au schimbat în ultimul minut. O să am nevoie de serviciile dumneavoastră chiar astă seară. Dacă vreți să luați loc, o să vă spun dată pe ce este vorba. Da, chiar îmi mărturisesc că sunt foarte curioasă. Da, da, și eu, și eu. Am venit pe încredere, fiindcă legătura cu dumneavoastră ne-a făcut o excelentul nostru prieten comun, Ghiotar. Dar, deși avem pretenția că știm ce teatru, doar jucând de atâta vreme, sunt toate roluri care nu ne intră în posibilități. Ghiotar ne-a lăsat să înțelegem că e vorba de ceva mai aparte. Pentru câtva, da. E bine, domnule, vă ascultăm. Suntem numai urechi. Ce aminte, Ferdinand? Asta era vorba bătrânului din Cadore, regizorul de la Ambigu. Totdeauna spune așa înainte de lectura unei piese. Suntem numai urechi. Dumnezeule, caragiosul mai era. Dar adevărat, ce mai ceva când bătrânul Gadou? Cum nu știi? A murit. Nu mai spune, Gadou! Suntem numai urechi. Numai urechi. A murit săracul. Suntem numai urechi. Numai urechi. Suntem numai urechi. Doamne, doamne. Doamne, caragios mai era. Săracul Gadou. Săracul Gadou. Dar vă rog, uitați-l o clipă pe răposatul Gadou și ascultați-mă. Nu va fi vorba să seară să jucați teatru, teatru propriu-zis, pe scenă. Cum? Fiți foarte atenți. Într-o jumătate de oră musafirii mei or să sosească și fiecare de dumneavoastră trebuie să știe ce are de făcut. Un moment, stimate domn. Sper că nu vă gândiți ca să ne cere să jucăm într-o jumătate de oră un rol pe care încă nici nu am citit. Ba da. Dar textul, domnule, dar textul. Dați-mi voie să vă spun că vorbiți cu prea mare ușurință despre un meșteșug pe care nu-l cunoașteți. Fiți liniștiți, n-aveți niciun text de învățat. Dar nu se trebuie să improvizăm. Nu vă speriați. Așteptați să vă spun ce vreau de la dumneavoastră. Nu vă ascund că m-am adresat unor actori profesioniști și pentru ca să am toate garanțiile posibile, dar și din pricină că n-aveam la cine să apelez pentru acest gen de serviciu. Dar o să vedeți că ceea ce aveți de făcut e așa de simplu încât oricine s-ar fi descurcat. Na, poate și niște diletanți. Pe bine, stimate domn, nu v-aș felicita. E vorba pur și simplu să luați masa astă seară aici și să duceți o conversație cu oaspeții mei. Am priceput! Da, da. E o idee grozavă și foarte originală, draga mea, extrem de originală. De fapt, dacă am înțeles bine, stimate domn, dumneavoastră organizați un dineu și fiindu-vă teamă că ar putea lipsi antrenul, aveți intențiunea ca printre invitații dumneavoastră să introduceți și oameni pe care profesiunea lor, darurile lor excepționale, i-a făcut mai strălucitor. Da. Nu e tocmai așa, nu mă îndoiesc de farmecul conversației dumneavoastră, dar astă seară fac apel îndeosebi la ușurința cu care dumneavoastră, actorii, vă însușiți un personaj străin și dați impresia că trăiți toate marile emoții fără să suferiți într-adevăr. Ăsta e talentul. Îl ai sau nu-l ai? Dar și dumneavoastră desigur că l-aveți. Pentru asta l-au și rugat să mă ajutați. Iată, vorbeam adineaori despre invitații mei. Trebuie să spun invitata mea. Aștept o fată care va veni într-o clipă într-alta. Această fată este iubita mea. După cum vedeți, nu vă ascund nimic. Dar ei, pentru motive pe care nu pot să vi le lămuresc acum, ei sunt obligați să-i ascund anumite lucruri și să o mint. Nimic grav, o să vedeți. Iată care e minciuna mea. Părinții mei sunt morți, dar eu i-am spus că trăiesc încă și că locuiesc undeva la Paris. De ce?
Pentru un motiv foarte simplu, pentru ca să explic anumite absențe. O legătură mai veche pe care nu puteam mărturisi, mă obliga din când în când să lipsesc și încă ceva. Eu n-am prieten. Știți cât de slab devine un bărbat când e îndrăgostit? Dar o biată femeie. Ori această fată, o ființă plină de puritate, care crede în prietenie, s-a mirat grozav că eu, un băiat tânăr, n-am niciun prieten. Și atunci mi-am născocit unul ca să nu decepționez. Și bineînțeles, odată pornit, vă închipuiți, l-am zugrăvit ca pe cel mai bun prieten din lume. Cinstit, sincer, credincios. Dacă ei îi făcea plăcere așa, n-aveam de ce să fiu zgârcit. A, dragostea, dragostea. Eu am făcut una și mai boacănă. Închipuiți-vă că odată la Perpignan am convins o spălătoreasă că sunt campion de fotbal. Creind însă niște ființe inexistente, n-am bănuit urmările. Prietena mea a început să se intereseze de ele. Pe semne că ceea ce născocisem eu pe socoteala lor nu era lipsit de interes. De aceea, într-o zi, s-a părut ciudat că pe acești oameni atât de apropiați mie nu ajunge să-i vadă niciodată. Le-am scornit boli, călătorii. Dar mâine, fata pleacă în provincie, unde locuiește cea mai mare parte a anului. N-am mai putut da înapoi, așa că astă seară vine aici să-mi cunoască părinții și pe bunul meu prieten de care i-am vorbit atâta. Încep să mă lămuresc. Da, da. Vreți să ne cereți să fim părinții dumneavoastră? Da, să spuneți astă seară ceea ce ar fi spus ei dacă ar exista cu adevărat. Bravo. Bravissimo. În ceea ce mă privește găsesc asta grozav de amuzant. Teribil. Dar spuneți-mi, cine o să joace rolul prietenului? N-am vrut să chem un actor. Rolurile de părinți sunt așa mai simple. Ce povestesc părinții întotdeauna? Despre șotile fiului la vârsta de 18 luni, de poja de la 3 ani, da. În general cam astea sunt limitele. Pe când un prieten, vezi, o femeie poate pune atâtea întrebări. Așa că iată ce am hotărât. Pe acest prieten îl vom aștepta. Va avea tacâmul lui la masă, dar scaunul lui va rămâne gol. El nu va veni niciodată. Așa o să am norocul să rămâie un adevărat prieten. Îmi pare rău. Dacă aș fi știut, cunosc un băiat de mare talent care s-ar fi descurcat din minune. Nu cred. Domnule, dați-mi voie să vă spun că sunt fericită. Ador rolurile de mămică. Sunt întotdeauna cele mai frumoase. Mai ales când ești o femeie încă tânără. Nu-i așa? O mămică cu oarecare notă de cochetărie. Ceea ce trebuie neapărat să arăți într-un rol de tânără mămică este că ai rămas încă foarte femeie. Nu, dimpotrivă, asta nu trebuie să se simtă deloc. Cum doriți, dar vă dau seama, cred că eu, cu fizicul meu, nu pot să joc o băbădie. Vă răbdare, vă rog. Răbdare, vă rog. Să vorbim îndată pe larg de personajul dumneavoastră. Și eu cred absolut necesar să-mi pun o barbă. Cum? Am tot ce îmi trebuie în valiză. Dar nu e nevoie de niciun fel de barbă. Ce vârstă aveți? 52 de ani, domnule, și 34 de ani de teatru. Aveți 52 de ani? Eu am 28. Cred că e foarte normal să fiți tatăl meu fără grime și peruci. Mă rog, dacă vreți un rol de tată cu un fizic al meu, vă privește. Dar cedeți numai pentru că e vorba de o fantezie, fiindcă eu am respectul meserii mele, domnule, așa? Da, cu toate astea trebuie să înțelegeți că nu v-am chemat ca să compuneți după placul dumneavoastră mame și tați din piese de teatru. Personajele dumneavoastră există, sunt pe jumătate vii, cineva crede în ele, cineva așteaptă la ele anumite cuvinte, anumite gesturi, o anumită atmosferă în jurul meu. Dacă aveți acea conștiință profesională care onorează majoritatea oamenilor din breasla dumneavoastră, trebuie să vă supuneți, să mă ascultați ca pe cel mai pretențios regizor și să mă ajutați din toate puterile. Da, sigur. Dar portarea mea vi se pare ciudată, știu. Dumneavoastră sunteți obișnuiți cu un teatru în care nu se amestecă genurile. Și vă miră tânărul ăsta care cu fața crispată și cu mâinile tremurânde vă cere să jucați o farsă. Da. Viața mea depinde de o farsă. De farsă pe care o să jucați dumneavoastră peste câteva minute. Asta e tot. Așa că ajutați-mă. Faceți să trăiască pentru o seară niște personaje imaginare în această casă de împrumut. Le aștept, credeți-mă. Le aștept așa cum un tată, o mamă și un prieten adevărat n-au fost niciodată așteptați să se întoarcă dintr-o lungă, lungă călătorie. Știți bine, domnule, că o femeie e gata totdeauna să ajute dragostea. Suntem la dispoziția dumneavoastră, domnule. În ceea ce privește ieșirea mea de adineauri... Da, vă mulțumesc. Dar vă rog să nu mai vorbiți în numele dumneavoastră. Din clipa asta nu mai îmi spuneți, domnule. Avem așa de puțin timp să ne obișnuim unii cu alții. Să înfiripăm în câteva clipi
o viață întreagă de dragoste. Să țesem între noi acea tăcere caldă a oamenilor care se înțeleg fără să mai aibă nevoie să-și mai spună ceva. În teatru cel mai ușor lucru e să taci. Dar nu de asta ar trebui să ne vorbiți, domnule. Textul vorbei... Da, o să vă spun tot. Mai întâi tu, tată. De ce ți-ai închipuit că era barbă? Tu ești un domn în vârstă, dar fermecător și încă foarte tânăr. De o tinerețe împotriva căreia timpului neputincios. Ești un tată ideal, un frate mai mare. De altfel te îmbraci la fel cu mine, dar bineînțeles sunt mai tânăr. Da, băiețașul tati. Adevărat. Uite, tată, tu îmi spui încă băiețașul tati. E puțin ridicol, recunosc, dar îmi face mare plăcere să-mi spui așa. Adevărat? Da, tată. Tonul ăsta n-a fost cumva prea blând pentru un fost magistrat? De ce un fost magistrat? De unde ai scorit una ca asta? E o idee de-a mea. Mi-a fi plăcut să încarnez un fost magistrat. Nu ești un fost magistrat, tată. Nu? Nu te văd deloc condamnând în fiecare după amiază câte o jumătate de duzină de nefericiți. Ei, atunci ce sunt, pâine? Mare negustor, mare industriaș? Nu, tată. Nu? Căutând să câștigi bani în fiecare zi, ajungi la deprinderi urâte. Dacă vrei... O să fii funcționar. Uite, te văd foarte bine ca funcționar. E, bine, dar nu un zgârie hârtie oarecare. Un post de subdirector, mă, tată. Director, tată. Mulțumim, și mulțumim. Eu? Și eu? De mine nu vorbește nimeni? Rolul mamei e cel mai greu. Oh, dacă m-ați văzut în Bretagne, mai presus de orice. Ah, dragă mea, erai superbă. Să lăsăm mamele din piesele de teatru. Prea se sacrifică cu ușurință în orice împrejurare. Dar am jucat și mame ticăloase. Poftim, în mama vinovată, stimate domn. Împărăsesc copilul pe treptele bisericii. Tocmai, să le lăsăm și pe astea. Ce idee să-ți părăsești copilul pe treptele bisericii când sunt atâtea sisteme mult mai comode de a-l părăsi ținându-l lângă tine până la majorat. Domnule, dacă credeți că nu o să poți juca rolul... Bineînțeles că în acest caz mă solidarizez cu colega. Dimpotrivă, sunt convins că își va juca foarte bine rolul. Va trebui doar să găsim tonul just. Vă propun deci o mică experiență. Să jucăm o scenă clasică. Iată, eu am 20 de ani, sunt un băiat nehotărât, ușor de convins, nu prea curajos în fața vieții. Și să spunem că dumneata, mama mi-a aranjat o căsătorie cu o zestă considerabilă. O partidă bună, pe care n-ai fi trebuit, mamă, să o combini niciodată. Am intrat în camera dumitare, am vorbit de una, de alta și deodată, iată, mă apropii de dumneata și stingerit spun... Mama, hai să încercăm să jucăm scenă, da? Haide. Mama. Vă răspund? Da. Ce-i puișorul, mami? Mama, nu o să mă însor niciodată cu fata bogată pe care mi-ai găsit-o, oricât de bogată ar fi. Averea mă lasă rece. Iubesc o fată sărac. Așa de sărac încât... Probabil că nici nu o să ne putem căsători, dar aș vrea să plec cu ea, să trăiesc cu ea. Ajută-mă. Am crezut că fac bine băiatul mamei, dar dacă inima ta te cheamă în altă parte, nu mai sta la îndoială. Pleacă cu ea și fii fericit. La vârsta ta, dragostea e mai presus de orice. Merge? A fost foarte bine. Admirabil. Întocmai așa mi-ar fi răspuns și mama. Vă felicit. A fost o frază dintr-o rolă. Nu, am improvizat. Cu câtă justețe. Probabil că aveți un fiu care v-a pus într-o situație asemănătoare. E bine, da, recunosc. Întocmai. Nu s-a spune, nu-i așa, cu vârsta pe care o arăt. Totuși, am un băiat mare care acum un an a venit să-mi ceară aproape același lucru. Așa că, natural, eram pregătită. Și i-ați răspuns la fel? Ha, atâta rău. Era vorba de o violonistă, o târătură. I-am cârpit o pereche de palme să vă țin. Vă implor, uitați imediat pe domnul fiul dumneavoastră și reluați-vă blândețea de adineaua. Da, așa. Bine. Așa, vedeți? De îndată ce v-ați uitat propriul dumneavoastră copil, ați redevenit o mamă admirabilă. Fata pe care o aștept poate să fie dintr-o clipă într-o alta. Obișnuiți-vă cu salonul ăsta. Da. Locuiți aici de 30 de ani. Aha. Mamă, ai cumva ceva recroșetat? Am întotdeauna lucruri la mine. Aștepți uneori atâta prin agențiile teatrale. Așa. Tată, scoateți gazeta din buzunar. Sigur că ai un ziar. Da, am La Vie Parisienne și Jurnal de Debat. De fapt, le-am găsit pe amândouă în tren pe banchetă. Păstrează-le pe amândouă. Sunt două excelente atribute ale unei vieți burgheze așezate. Ți rog numai ca La Vie Parisienne să pui în buzunarul interior și să citești vizibil Jurnal de Debat. Așa.
Perfect. Aha. Asta e. Păreți doi oameni care nu numai că nu se urăsc, dar chiar se și înțeleg de minune. Drăcia dracului era să uiți. Ce anume? Da, nimic, un amănunt, o nuanță. Doar o compoziție artistică trebuie finisată cu minciozitate. Să-mi pun legiunea de onoare. Ce ciudată satisfacție simți când îți realizezi minciunile. E ceasul 8. Trebuie să apară. Ah, uitați, știți să cântați la pian, doamnă? Eu i-am zis lui Ghiota să-mi trimite pe cineva care cunoaște pianul. Am luat premiul 2 la conservatorul din Arcașov. Perfect, atunci o să descifrați cu ușurință bucata asta. E un cântec pe care l-am auzit de mult într-o seară. E un vals de Olivier Metra. Așa, tot mai da. Cer iertare, domnule. Știu că masa a fost comandată pentru 4 persoane, dar uneori, întrucât e cunoscut faptul că restaurantul Chauvin servește porții respectabile, pe scurt, cât e tacă mă să pun? 5. Bine, domnule, mă așteptam. Dar fii liniștit, nu vor mânca decât 4. Al 5-a tacăm o să rămâie neatins. În cazul acesta cer iertare, domnule. E tacâmul săracului, fără îndoială. Poftim? Da, la domnul duce, unde se respectau toate marile tradiții, se punea întotdeauna, în zilele de sărbătoare, un tacâm supliment pentru un om sărac. Și săracul venea vreodată? Nu, domnule, niciodată. Tacâmul lui era pregătit, dar cum nimeni nu se obosea să-l anunțe, omul sărac nu știa. Așa că sună, descrie. Da, îndată, domnule. A sunat de 2 ori. La loc, repede. Mamă, cântă mai departe. Tată, în spatele ei o asculți. Eu citesc. Multă prudență în improvizații, vă rog. Tot timpul trageți cu coada ochiului la mine. De câte ori discuția va lua o întorsătură periculoasă, o să vă fac semn. Dar dumneata! Eu? Nu ne-ai spus nimic despre dumneata. Firea dumitare, trecutul. Ah, adevărat, Dumnezeule. Mă numesc George, pe prietenul meu o cheamă Robert. Da. Sunt timid, cântați, cântați. Da, bine, bine. Sunt total lipsit de imaginație. Sunt un tânăr oarecare, puțin provincial, nu prea deștept, curajos, cu suflet bun. Perfect. Am fost un copil neastâmpărat și bătăuș. Dar când mi se vorbea frumos, mă roșeam și începeam să plâng. O, e mișcător. Cred în dragoste, în prietenie. Mi-aș da viața pentru prietenul meu Robert și el la fel. Bravo. Cred că a deschis. Mi-a făcut armata la infanterie. Voi îmi trimiteați în fiecare săptămână pachete cu ciocolată și cu turtă dulce. Ciocolată și turtă dulce, s-a înțeles. Am studiat ingineria. Când a fost mic, am avut pojar. Toți copiii. Urcă scara. Nu pot să vă mai spun nimic. Domnule, ce este, Emil? Domnule, era un cocoșat. Un cocoșat? Da, domnule, din partea domnișoarei Barbara. De la fapt. Vai, domnule, un infir. De altfel aș fi plecat. E un vecin de alături care are telefon. Era pur și simplu purtătorul unui mesaj pentru domnul. Domnișoara Barbara, negăsindu-vă în cartea de telefon, a sunat la acest vecin la numărul 34. Și domnișoara Barbara transmite domnului că domnul trebuie să cheme neapărat Vagram 1619, deoarece se pare că a fost mare tărăboi în legătură cu ce știe domnul. Și că dacă domnul nu dă semne de viață imediat, s-ar putea să fie, repet domnule, propriile cuvinte ale domnișoare Barbara, mare dandana. Dă-mi par desigur. Poftim, domnule. Trebuie să plec. Da. Fiți atenți, domnișoara pe care aștept o să fie desigur în timpul lipsei mele. Primiți-o dumneavoastră. Da. Dacă nu mă întorc într-o jumătate de oră, înseamnă că am fost nevoit să plec la Paris. Așezați-vă la masă fără mine. La revedere. La revedere. Mare dandana. Dacă aveți nevoie de mine, mă sunați. Ce a fost asta? Mare dandana. Încerc să mă întreb, draga mea, dacă n-ar fi trebuit să cerem bani înainte. În orice caz, caragioasă istorie, da, nu? În meseria noastră câte nu vezi. E, dar de ce joacă comedia asta, fete? Ca să o se ducă? Să o fure? Cine știe? Să o asasineze? Te rog, nu vorbi prost. O, zile noastre, dragă mea, poți să te aștept la orice. Mă rog, eu atar când am vorbit cu tânărul George, spunea că îl cunoaște bine, nu? Mă, câte am înțeles, îl vedea pentru prima oară. Aha. Ia uite, poftim. Uite, apară s-a întunecat de tot. Da. Dacă ar trebui să cerem cuiva ajutor, ne-a văzut Dumnezeu prin labirintul ăsta de stăzuți întortocheate. Să telefonăm. Cui? Nu știu, oricui, dar să telefonăm. A? E ce? Telefonul nu funcționează. Ce mai e pentru numele cerului? Alo! 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 Da, 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 da
rog. Dar nu e nimic extraordinar. Poate că se repară linia. Cine e? Eu, domnule. Emil. Ce vrei ca la mine? Mă duc să deschid. Voi să deschid! N-auziți? Sună. Sună! Re-sună. Dar nu deschide. Dar nu o să rămânem toată noaptea închiși aici. Încearcă să te uiți pe fereastră fără să fii văzut. Un moment. E o tânără cu rochie însorată și o pălărie albă de pai. Deschide-i. În timpul acesta, George a alergat la un telefon public și a chemat Bagram 1819. Este numărul unuia din telefoanele locuinței lui de la Paris și anume cel instalat într-o cameră de debara. Cineva aștepta acolo cu înfricurare. O femeie tânără în rochie de seară, cu privirea încărcată de neliniște. E Barbara. De îndată ce a auzit sonăria telefonului, Barbara a ridicat receptorul. Acum vorbește cu glas încet, făcând toate eforturile să-și ascundă emoția. Da, George, ai făcut bine că ai telefonat. Alieta a făcut o scenă teribilă. De data asta o să ceară divorțul cu siguranță. Așa că ar fi mai bine să vii acasă. Bineînțeles că nu mă privește. Nu. Nu aude nimeni. Sigur nu o să spun nimic. Ești caragios, iubitule. Fă cum vrei. La revedere, George. Petrece frumos. Barbara, ce faci aici de oră? Nimic. Cu cine ai vorbit la telefon? Cu cine voiai să vorbesc? Da. Ce-i cu George? A aflat cineva ceva? Nimeni. Nici chiar tu, iubita mea soțioară. Nici chiar eu. Dacă nu vine acasă înainte de miezul nopții, se produce catastrofa. O familie onorabilă rămâne pe drumuri, fără să mai vorbim de prieteni intimi. Drăguță, nu știu ce vrei să insinuezi. Suntem invitații unor oameni fermecători care pe deasupra sunt și prietenii noștri. O ceartă, o ruptură între George și Henriet m-ar durea ca invitat și ca prieten. Invitat? Tot. Chiar serios? Un invitat care stă în casă de 2 ani. Natural, ceea ce a făcut el pentru mine, aș fi făcut și eu pentru el. Dacă și eu m-aș fi însurat cu o fată bogată ca el, în loc să fac prostia să te iau pe tine. Și eu aș fi spus lui George, îți merge prost? Uită-te la mine, fii secretarul meu, îți dau 3.000 de franci pe lună. George îți dă numai 2. Da, e drept, dar eu i-aș fi dat 3. Nu oricine știe să fie generos. În orice caz, nu-i deloc drăguț ce ne-a făcut prietenul tău, George, astă seară. Prietenul tău, Robert? Prietenul nostru. Dacă vrei. Nu ți-a spus nimic? Ești sigură? De ce vrei să-mi fi spus mie mai mult decât ție, iubitule? Fiindcă unei femei spui totdeauna mai mult, asta este știut. Și pe urmă, George ține așa de mult la tine. Ieșiți așa de des împreună. A fost un reproș? Nu, o constatare. Ascultă-mă, Barbara. Suntem bărbat și nevastă, bineînțeles. Dar suntem mai presus de toate buni camarazi. Mai să mă faci să cred că ție nu ți-a spus nimic. Nu mi-a spus nimic. Știi foarte bine că acolo, în spatele ușii, se joacă soarta noastră a tuturor. Dacă Henriet cere divorțul și ne dă pe toți afară, o să trebuiască să te întorci iar la mașina de scris, târgălașo. O să mă întorc la mașina de scris, dragul meu, Robert? Mă dezgust, pur și simplu mă dezgust. Asta așteptai tu aici, drăguță? Robert, lasă-mă, dă-mi drum, auzi? Îți interzic să răspuns. Brută. Alo, cum? Antoanet? Nu, nici Antoanet. Greșeală. Degeaba râs, Barbara. Nu e deloc frumos ce face. Știi că George a ajuns să nu mai poată suferi pe Henriet. Și tu, în loc să încerci să repar lucrurile, așa cum ne străduim toți din casă, tu mai rău lasă-ți. Crezi oare că dacă Henriet divorțează, George al tău o să fie fericit? Îl vezi tu reîncepând să muncească după 5 ani trăiți în luxul ăsta? Dacă n-ar fi întâlnit-o acum 4 ani pe Henriet cu milioanele ei, aș fi vrut să-l văd. Ce-ar fi ajuns azi? Dar tu ce ai să devii dacă mâine George nu o să te mai poată întreține? Un ratat ca și el, știu. Dar tocmai din pricina asta eu sunt supus și umil și tac. Și nu spun nimic nici chiar atunci când dumneata ești împreună cu el după amiezile. Când nu-i ai, banii sunt sfinți și stăpânul care ți-i dă de asemenea. Și dacă la rândul lui George își câștigă existența în brațele domnișoarei Henriet, nu trebuie să facă mofturi și cu gura mică, ca mine. Îmi faci silă, Robert. Da, toate astea nu sunt prea frumoase, sunt de acord. Dar oamenii ar trebui să-și dea seama și singuri de ce sunt. Gândește-te la papa Edgar.
Ei bine, ar cădea din pot dacă ar spune cineva că trăiește de pe urma lui Fiusu. Oh, uite-l. Oh, ți-ai pus totuși proacul, papa Edgar. Desigur, trebuie să mergem la operă. Dar ce faceți aici în debara? Schimbăm aerul. Aveți dreptate, atmosfera din casa asta a ajuns irrespirabilă. Ei, dar la urma urmei, ce vin am eu dacă filmul își face de cap? Ei, voi credeți că mai ajungem să mergem la opera seară? Mi se pare puțin probabil. Hai, bărbătă, și eu care mă bucuram atât. Ador copeie. Nici o vese de la joacă, bineînțeles. Nici una. Eu nu-l înțeleg pe animalul ăsta. Henriette e încântătoare. Puțin poate prea violentă, nici el geloasă, dar încântătoare. Părerea dumitare, Robert? Încântătoare. Ați reușit să-i luați revolverul cu mâna de sider? Mi-a aproape scos să-i ascunde. Eu nu știu, zău. Și pe vremea mea ți și mai nevastă, bineînțeles. Dar o face cu mai multă discreție. Și era mai bine, nu? Părerea dumitare, Robert? N-am niciuna. Eu nu spun că Joș trebuie neapărat să o înșele pe Henriette. Vai, departe de mine. Mai cu mănuși, ce dracu! Părerea dumitare? Părerea ta, Barbara. N-am niciuna. N-are niciuna, nici eu de altfel. Eu nu pot să-l înțeleg pe Joș. Are o nevastă care-l adoră și care e bogată. Ce mai vrea? Spune-ți! Ce mai vrea, spune? Habar n-am. Habar n-are. Pretinde că nu e fericit. Ei, de ce nu e fericit? Eu sunt un bătrân artist ratat. Viața a fost aspră cu mine. Și sunt eu oare fericit? Voi sunteți oare fericit? Eu sunt foarte fericit. Și dumneata, Barbara? Și tu, Barbara? Și eu la fel. Și eu la fel. Ne atunci? Spune că nu-și iubește nevastă. Dar de ce n-am iubit-o pe-a mea? Ce n-am făcut nicio dramă din asta? Spune că noi părinții l-am împins oia de nevastă. Dar bineînțeles că l-am împins și socotesc că am procedat ca niște adevărați părință. Părerea dumitare, Barbara? N-are niciuna, cu siguranță. Oh, sunteți aici? Vai, vai, ce scandal face conița dincolo. Încă nicio veste de la Conașu? Niciuna. Dar acum trebuie să vii. Vine, vine, te asigur, da. Crede-mă, dragă. O, și cât, dar Conașu ar putea să se gândească, nițel, și la noi. Sună conița, da, conița, da. Umple cu o clipită strigă după mine. Domnule Edgar, vreți să cereți la bucătărie să facă un ceai de tei pentru doamna? Cu lămâie? Da, vă rog, vă rog. Dar să nu-i trimiteți cu Georgette. Nu poate să o vadă, iar scoate ori. Bine, bine, o să-i duc chiar eu. Pe o tavă acoperită cu un șervețel, vă rog, domnule Edgar, nu uitați să trebuie la rupă. Bine, bine, pe o tavă acoperită cu un șervețel, s-a înțeles. Aha, aici erați, vai ce v-am căutat. Uite ce pe nevastă mea, da. Eu nebunesc aici și dumneavoastră își pune roichea de seară și dispare. Unde-ai fost, doamnă, unde-ai fost? Ia cărturăreasă la madame Lorida. Copii, am o veste grozavă. I-am dus pădăria asta lui George. S-a uitat la ea și m-a asigurat că fiul nostru se află în Paris. Din păcate, pălăria asta mi-a dăruit o mie de mai bine de o lună. Mai spune, atunci ce folos? Că înseamnă că dumneata ești la Paris. Ceea ce n-are nicio importanță. Exact. Ce să fac? Trebuie să mă întorc la ea. Dar mai întâi să fumez o țigare. Henriette ce face? Invocă moartea. Bun, asta nu e rău. Înseamnă că încă îl mai iubește. Bineînțeles, nu mai mergem la operă. Nici vorbă. De altfel, spectacolul îl avem acasă și scena cea mare ține de azi dimineață. Mai bine că nu mergem, o corvoadă mai puțin. Dragii mei, mai am o veste. Ei. Foarte proastă. Da, am aflat de la bucătărea să cazi după masă, Henriette l-a chemat pe Dupont du Fort. Depinde, ăsta-i avocatul ei. Din păcate. Copilul ăsta nenorocește. Trace, ce ai de tine? Trebuie să facem ceva. Da, trebuie neapărat să facem ceva. E stupid, ar fi prea stupid să stăm cu brațele încrucișate când o fericire să ne rui așa, fără niciun motiv. Ah, ce palme aș trage. Și eu. Îl ador, dar l-aș pălmui ca pe un copil dacă ar fi aici. Da, dar pentru asta ar trebui tocmai să fie aici. Eu, în orice caz, n-am să pot niciodată să renunț la această casă. Na. Mai întâi, fiindcă sunt o sentimentală și mă atașez de lucruri. Și pe urmă, fiindcă pe vreme ce trec ani, am mai multă nevoie de comoditate. Sunt oameni care nu pot trăi decât în lux. Dacă li se ia luxul, mor. Cum găsiți pălăria mea? Fernecătoare. E de la Henriette. N-o pusese decât o dată. O pălărie de 1000 de franci. Ah, și ar fi așa de ușor să fie fericit. Henriette îl adoră. Îl copleșește, necopleșește. Ce frumos ne-am fi putut iubi toți la un loc în familie. Oh, dar el nu se gândește la nimeni. Nimeni, no. Dar ce-i mutra asta? Dar mă sperii, draga mea. Gata.
Conița îl lasă pe Conașa. Ei, domne, nu se poate. Gata, gata, ce citam cu șervețul. Conița nu mai vrea ceai. Vrea să se scoale din pat. Zice că nu mai e proastă să-și trece viața pentru cineva care nu merită. Recunoașteți că domnul Joș și-a căutat-o cu lumânare. Ei, domne, dar cum poți să spui una ca asta? Tu care ai o inimă de aur. Cum s-a putut? Am sfătuit-o pe Conița să rapte și să tacă. Da, acum nu vreau să mă dea și pe mine afară. Așa că înțelegeți. Acum zic și eu. Nu, asta nu. Nu, la urma urmei, da, sunt mama lui George, fie. Dar înainte de toate sunt o prietenă a Arietii. Mă duc să vorbesc cu ea. S-a încuiat în cameră, nici nu o să vă răspund. Nu cred, fata asta m-a adorat întotdeauna. Da, câtă vreme l-a adorat pe Conașul, se poate. Da, acum trebuie să înțelegeți. Nu vă mai faceți iluzii. Dacă se termină cu Conașul, vă dați seama că și familia poate să-și ia nădejdea. Ce vreți, dragoste cu Țila? De la urma urmei, de ce nu iubește? Nu vrea să mă primească. S-a închis cu cheia. Dar v-am spus eu. Credeți-mă, cum le explicam și dumneavoastră adineori. Gata, și cu Conașul și cu familia lui. Dacă nu vine acasă noaptea asta, mâine dimineață Conița pleacă în voiaj și toată lumea o să trebuiască să spele putina. Da, așa a dat ordin. După ce o pleca ea, să nu mai rămâie nimeni în casă. Dar nu se poate, e absurd. Și un servitor capătă un prea mic. Dar ce, dumneavoastră, ești servitor? Ce? Dumneavoastră sunteți servitor? Un servitor înseamnă că muncește, e sindicalizat, nu-i tot una. Ce plăticie asta? Cu cine crezi că vorbești? Află că ai de-a face cu oameni de lume. Oameni de lume care ți-au permis prea mult și care de acum încolo o să te ții la distanță cuvenită. Ișa, te rog să ieși media. Oameni de lume. E, dați-mi voie să râd. Niște linge blinde și niște pușca prangu. Ce? Nici n-am înțeles ce a vrut să spui. Ce expresii vulgare, băi. Cu alte cuvinte s-a sfârșit. Asta înseamnă mizeria. Dar nu pot, nu n-am curaj. N-am să am niciodată. Sunt prea bătrână. Adică nu sunt nici prea tânără ca să mă resemnezi, dragul meu. Dar asta n-am spus. Frumosul George, care nu purta o cravată mai mult de 3 ori. Domnișor era delicat, îi plăcea să schimbe nuanțele. Acum o să le poarte până s-o face zdrențe. Una manun, dar asta înseamnă că pe viitor o să fii nevoit să-ți cumperi singur cravate. Mă stric de râs. Să umblu fără cravată și cu găuri în fund, numai să-l văd și pe Conașul umblând în zdrențe, cu pantalonul reiat, cu vestonașul negru la 2 rânduri și hopa în metroul care după amiază miroase a untură rângele și cu un patron pe cap. O să pleznească, o să pleznească, domnișor. Și tu împreună cu el, dacă îți convine. Și eu împreună cu el, dar el întâi o să facă spume la gură, spume la gură. Da, mă dezgust. Nu, n-am să tac. Tu nu poți să știi ce înseamnă să ai un camarad care e mai frumos ca tine, mai bun la școală decât tine și care mai ajunge și bogat pe deasupra. Nu, și dumnealui o să crape, fiindcă eu îl cunosc. O să crape, Conașul, o să crape. Măcar dacă am ști unde e, să mergem la el și îi spunem că joacă azi seară ultima șansă. O să crapăm toți, dar mai întâi el. Nu vreau. L-am urmărit ieri. A închiriat o casă lângă Paris, la Paris. Strada Duc Eclat, 32. Acolo trebuie să fie. Noaptea, dracu! Și n-ai putut să spui până acum, idiotul! Mașina e dus! La Saint-Lys, în salonul cel mare, George nu s-a întors încă. În mijlocul încăperii, fata îmbrăcată în alb privește încă nedumerită pe chelnerul de la Chauvin și pe cei doi actori care au primit-o. Isabel, fata pe care o aștepta George și căreia presupușii lui părinți și presupusul bătrân servitor al familiei i-au mărturisit totul. Proprietărea sa a coborât și ea. Isabel vrea să cunoască tot adevărul, să înțeleagă. Și... sunteți sigur că acum o oră v-a văzut pentru prima oară? Sigur. Cum dacă suntem siguri? A venit cu trenul de 7:10. Da, sigur. Și într-adevăr a închiriat casa asta cu Luna? De obicei eu nu închiriez cu Luna, dar pare așa de cum se cade. I l-ai fi dat și pe Dumnezeu din cer. Nu-i așa, doamnă? Și pe dumneatate ales să joci rolul bătrânului servitor credincios? Da, domnișoară. E înspăimântător. Am fost pur și simplu ridicat pe sus și a dus aici cu meniul numărul 2 pentru 4 persoane. Pentru 4 persoane? De ce 4?
Cu Robert trebuia să fim cinci, nu? Al cincilea tacâm era de formă. Cum? Robert nu trebuia să mănânce cu noi? Ar fi fost cam greu. De ce? Fiindcă nici nu există. Robert nu există? Tocmai ca și noi. Asta nu se poate. Robert există, sunt sigură. De două luni vorbim de el în fiecare zi. Minciuni. Dar i-am văzut fotografia. Era trucată. Din partea băiatului ăsta nu m-ar mira nimic. Atunci, ce mai adevărat dacă până și Robert e o minciună? Cine știe dacă și telefonul de adineaur n-a fost o stratagemă ca să ne lase pe toți să agățați aici? Bine, dar dacă nu se mai întoarce astă seară, pe noi cine o să ne plătească? Cine? Bine, am nimerit-o. Simțeam eu că e ceva putred aici. A, dar o să mă adresez poliției, justiției. Nu cumva că o să mi se pui sechestru pe mobilă? Nu știu, doamnă, nu știu. Altdată să vă informați mai bine când vă închideați casa. Dar bine, domnule, de unde să știu eu? Băiatul fără de familie. Familie bună. Dați-mi voie să mă stric de râs. Noi eram familia lui. Da. Bine vă mai pricepeți la oameni. Un pungaș, un băiat de familie. De altfel asta sărea noi. Vă interzic să vorbiți așa de el. Câți bani trebuia să vă dea? 150 de franci tarifă de provincie. Plus de pasările, bineînțeles. De pasările nu intră în tarif. Poftim 400 de franci. În orice caz e ciudat că tocmai dumneavoastră să plătiți. În sfârșit, cum credeți? Vă dau resuri imediat. Tu ai ceva mărunțiși, draga mea? Nu știu, cât îți trebuie? Vă rog, vă rog, nu e nevoie. Păstrați restul ca o mică gratificație pentru felul strălucit în care v-a jucat rolul. Aflați, domnișoară, că asemenea insinuări nu mă pot atinge. Mă rog, dumneata cât ai de primit? 680. Adică o clipă, domnișoară. Ha, dar acum, vorbind între noi, femeile, credeți că a fost rugos din partea lui să vă facă una ca asta? O rușine! Dacă ar fi aici, i-aș rupe urechile! Așa! Bietul George, el care inventase o poveste așa de frumoasă. Și, în schimb, să găsesc aici pe onorabilii părinți revoltați și pe bunul servitor credincios al familiei, ocupat să falsifice socoteala. Pardon, iertați-mă, eu verificam adunarea. Ah, și cât a devenit acum, după verificare? 816. Uitați-mi suplimentul. Poftim, 816. De două ori, 8. Bine, bine, oprește restul. Și plecați uite, toți trei. George n-o să fie prea mulțumit dacă o să vă găsească aici la întoarcere. Fie. La ce oră avem primul tren spre Paris, bunicușor? La ora asta mi se pare că nu mai e niciunul. Dar veniți cu mine în bucătărie și uite în mersul trenului. Da. Că avea mâine dimineață. Toate portretele astea de familie sunt false. Acest unchi bătrân e un impostor. Chiar și canapeaua. Cine ar fi crezut? E o minciună. Niciodată George nu s-a jucat de avați ascunselea pe după ea. Ce păcat. Cine e? Vă cer iertare, domnișoare. Toate ușile sunt deschise ca într-o moară părăsită. Aș vrea să vorbesc cu domnul George de la Șon. Bună seara, Robert! Uite, uite, de unde știți cum mă cheamă? Am ghicit. Minunat. Sunteți ghicitoare? Știți să dați și în cărți? Mai întâi spune-mi, te rog, sincer, și dumneata ești tot actor? Cum asta? Oh, nu-ți fie teamă, sunt la curent. Iertați-mă, aici e numărul 32? Da. Strada du Guesclin? Exact. Domnișoară, sunt un prieten al domnului George de la Șon. Prietenul lui din copilărie. Exact. Te numești Robert Lemoir. Exact. Ai 26 de ani și ai venit să mâncăm împreună. Exact. Nu, eroare, am luat masa. Dar n-are a face, nu vă tulburați. Toate prezicătoarele se pot înșela. Mai departe, tot ce îmi spuneți mă interesează în cel mai înalt grad. Cum se face că nu ești mai înalt? Pardon, știu și eu, fac și eu ce pot. George mi-a spus că ești la fel de înalt ca el. George v-a vorbit despre mine? Bineînțeles, George vorbește numai de dumneata. Te miră? Puțin. La urmă urmi, ce înseamnă toate astea? Închipește-ți că e speranța, află de la dumneata. De la mine? Păi, mai întâi, unde ne găsim aici? Într-o casă mobilată pe care George a închiriat-o ca să mă primească pe mine astă seară. O garsonieră de vreo 15 odăi și încă la Saint-Lys. Nu e propriu zis o garsonieră. Trebuia să fie casa lui Natal. Casa lui Natal. Adorabil. În bucătărie sunt doi actori care trebuiau să fie părinții lui și un chelner care trebuia să joace rolul bătrânului servitor al familiei. Mămica și tăticul și bătrânul servitor al familiei. Bravo. Și dumneavoastră ce trebuia să jucați în toată comedia asta? Dar mai întâi, cine sunteți dumneavoastră? O prietenă de-a lui. George are multe prietene. Ne-am cunoscut la Louvre,
dacă asta poate să-ți spună ceva. La Louvre, admirabil. Domnul vizitează muzeele. Domnul ne bagă pe toți în bucluc ca să viziteze în pace Louvre-ul. Nu te-ai invitat astă seară aici? Niciun moment, domnișoară. Mă întreb de ce n-a vrut să ne întâlnim noi doi. Și eu la fel. La ce oră trebuia să vină? Când am ajuns eu aici, tocmai plecase, dar fără să spună nimic celorlalți. Frumoasă serată. Ciudat. Mie îmi spunea că n-are niciun secret față de dumneata. Și văd că nici măcar nu ți-a vorbit de mine. O fi fost o scăpare din vedere. Cu toate astea ești prietenul lui, nu? Prietenul intim, domnișoară, de asta să nu vă îndoi. E adevărat că ai salvat viața odată când v-ați răsturnat cu barca? Cu barca? Eu, domnișoară, îmi pare rău, dar nici nu știu să not. Și fata pe care o iubeați amândoi la 18 ani și la care dumneata ai renunțat pentru el? La care... Nu mi-aduc aminte. Cum? Sunt dezolat, domnișoară. Dar e prima oară când aud așa ceva. Conașul, ca să aibă succes la domnișoare, să născoțești un prieten devotat. Un prieten devotat pe care are nerușinarea să-l boteze cu numele meu. Domnul ți-a spus că-l iubesc și că mă iubește ca pe un frate? Da. E bine, află că domnul mă urăște, domnișoară, și că eu îl urăsc. Suntem prieteni vechi, da. E adevărat, am subt împreună la aceeași doică. Dar odată cu vârsta și judecata am început să ne urâm. Și crede-ne că ne-am recâștigat timpul pierdut. Atunci ce cauți aici astă seară? Și ce cauți lângă el în fiecare zi? Are nevoie de mine mereu, îngerașul, ca să mă umilească, să mă voie să-i fac comisioane. Sau, mai precis, are nevoie de nevastă mea. De nevasta dumitale? Întocmai cum am avut onoarea să vă spun, cu fruntea plecată de rușine. Taci! Mă dezguști. Asta e specialitatea mea, dezgust. Mi s-a spus și adineauri. În timp ce tot ce face domnișorul e elegant și grațios. Domnișoară, sosesc alte persoane. Domnul și doamna de la Șom, doamna Barbara. Nu mai știu ce să fac, sunt depășit. Robe, ce naiba face? Poate 11, suntem îngrijorați. Ați apărut, ați scăzut bine. Atmosfera e cât se poate de favorabilă. E tocmai momentul în care se cerea o apariție teatrală. Dar suntem în plin roman foileton, în plin mister. Poftiți, momentul marilor revelații. Momentul în care te cutremuri, în care nu-ți crezi ochilor și urechi. E greșit, ce primire e asta? Mai întâi, cine este această domnișoară? Această domnișoară? Da. Misterele din New York. E ginga și palida eroină tărâtă de seducător în cele mai tenebroase aventuri. Suntem aici. În casa chinezului misterios. Casa în care ușile se deschid singure, în care lotușii sunt telefoane și telefoanele lotușii. Dar priviți aceste draperii, aceste plante, aceste portrete de familie. Totul e straniu, totul e foarte îndoielnic. Această casă este în întregime trucată, domnilor. Această casă e plină de ochi de tătici de ceară și mămici din carton presat. Ridicați fotorile și cu siguranță o să găsiți sub ele o bunicuță și câte un prieten intim în fiecare sertar. Toate acestea născocite de domnișor ca să placă unei fete. Cât de frumos, e prea frumos, e prea frumos, plesnes, mor de râs. Asta. Auzi, Barbara, ascultă ceva mai tare decât tot ce s-a auzit până azi pe lume. Domnul își născocise o familie, dar asta încă nu e nimic. Domnul i-a spus domnișoarei că l-ador și că mă ador, că mă ador, auzi? Ei, tu nu râzi, nu râzi. Taci, Robert. Ce spui? Că acum ar trebui să taci. Să tac? Dar nu vă dați seama că acum nu mai e cu putință să tăcem? Hai, vorbiți, doamne Lașon, vorbiți! Acum e momentul! Spuneți aceste fete că vă trebuie fiul dumneavoastră numai decât ca să-l duceți acasă! Da. Haideți, ce mai așteptați? E scena dumneavoastră! Domnișoară, îți vorbește o mamă. Pare o fată foarte cum se cade. Fiul meu te-a mințit. Trebuie să mi-l dai înapoi. Domnișoară, fiul meu e pe care să-și lăbe pe fiul. Da, țin mâinile dumitare o fericire, fericirea noastră a tuturor. Și o să-ți explic. Ah, mi-e scârbă. Cum? Mi-e prea scârbă. Cum? Mă încet, doamnă. Mi-e scârbă de voi care tremurați de frică să nu-l pierdeți. Știți foarte bine că o să vi-l luați înapoi și o să vi-l duceți acasă. Ce mai vreți? Răspundeți! Ce mai vreți? Asta e bun! Numai asta mai lipsea! Doamna care ocrotește dragostea domnului cu frumoasa necunoscută! Eu nu când vă spun că suntem din plin în misterele din New York! Ce mai vreți să spuneți acestei fete? Ce mai vreți să mai distrugeți? Credeți că nu-i ajunge că ne-a văzut pe toți aici astă seară cu mutrele noastre ipocrite? Barbara! Barbara, dragă, nu știu ce vorbești, ești orbită de gelozie! Vreau să lăsați în pace! Lăsați-l să fie fericit. Ești nebună, fericit fără noi. Da, fără noi. Și asta înseamnă? Înseamnă că-l iubești pe George? Răspunde când ești întrebată. Asta înseamnă că-l iubești pe George? Dar cine este fata asta? Această fată e nevastă mea, domnișoare. Hai spune frumos bună ziua, cuconii. Scoate-ți pălăria. Nevasta dumitale?
Dar... Da, este un dar. Întotdeauna există câte un dar în viață când scormonești puțin. Un sfat. Împărește o fire sănătoasă și echilibrată. Să nu mai faceți asta niciodată. Nu e sănătos. Oh, George! George! Dragul meu, George, de când te căutăm? Trebuie neapărat să te întorci acasă, da. Înainte de miezul nopții. Neapărat! Fără țipete, tată. Ce? Am fost acasă. Da. Totul s-a aranjat. Isabel, văd că prezentările s-au făcut. Da, George. Iată-l pe Robert, celebrul Robert. Nevasta-i Robert, de care nu ți-am vorbit niciodată dintr-o neglijență de neînțeles. Tatăl meu cel adevărat, mama mea cea adevărată. Unde sunt ceilalți? Alături. N-au tren până mâine dimineață. De ce m-ai mințit, George? Cum, ei nu te-au spus nimic? Mă miră. Nici nu te-au spus măcar că sunt însurat? Nu, George. Află că părinții te au tact și delicatețe. Adică tocmai ce îți lipsește ție. Noi nu, n-am spus nimic. Sunt însurat, Isabel. A, da? Sunt însurat de 4 ani cu o fată bogată pe care nu o iubesc. O fată foarte bogată. Explică tu, tată. Explici așa de bine. Asta e tot, George. Nu, Isabel. Noi toți trăim de pe urma acestei căsătorii, da? Inclusiv Robert și nevasta lui. Și dacă m-a urmărit până aici, e din pricină că nevastă mea a hotărât să ne trimită pe toți la plimbare dacă nu o să mă întorc acasă la ora hotărâtă. Nu-l asculta, domnișoară, dar nu știe ce vorbește. George, ai curaj să rămâi cu mine singur 5 minute? Astăzi seara sunt plin de curaj. George, băiatul meu, îmi dau seama că e o situație foarte delicată pentru tine, foarte penibilă chiar, dar e aproape 11. Parisul e departe, am putea avea o pană pe șosea. Nu vă cer decât 5 minute. George, cred că mi le datorezi. Lăsați-ne, vă rog, lăsați-ne, duceți-vă fără nicio teamă. În 5 minute plecăm cu toții acasă. Acum nimic nu ne mai poate împiedica. Fii, îți acordăm încredere pentru ultima oară. Ai auzit? Pentru ultima oară. Ce prăbușire, nu-i așa? De ce m-ai mințit, George? Totul e așa de limpede. Întâlnesc o fată la Louvre. Iau ceai cu ea 2 luni de zile, vizitând între timp idilic cofetăriile din cartierele vechi ale Parisului. Într-o zi m-am săturat de ceaiuri și de cofetării vopsite în roz și verde. M-am săturat de atingerile noastre ușoare de mâini între 2 prăjituri, de sărutările furate în taxiuri. Numai că ce era de făcut? Ce poți să-i propui unei tinere fete provinciale rătăcită în capitală, unde își urmează cursul de literatură? Ți-am spus, sunt însurat, deci nu mai am nimic onorabil de oferit pe lumea asta. Și atunci l-am născocit pe tânărul cel cum se cade, casa lui natală, bătrânul lui servitor și respectabile lui părinți. Și am hotărât pur și simplu să te seduc, draga mea. Și tu vrei să cred toate astea? Nu, Isabel, dar am încercat totuși. În viață trebuie să încerci. De ce m-ai mințit, George? De ce trebuia toată comedia de astă seară, din moment ce eu plecam mâine dimineață? Comedia de astă seară e cu totul altceva. Comedia de astă seară era pentru plăcerea mea. Ce fel de plăcere? Plăcerea de a trăi măcar o dată, o seară în familie. Cu tine. Crezi că e așa de amuzantă o seară petrecută în familie? Nu știu. Cum nu știi? Îmi închipui cel puțin. Tu n-ai crescut acasă la părinți? Ba da. Nu se înțelegeau prea bine? Nu prea bine, adevărat. Mama venea acasă totdeauna foarte târziu, de la ceai, de la prieteni. Și avea atâtea prieteni. Servitoarea îmi dădea să mănânc și tata era furios. Se ducea să se închidă la el în cameră cu soldații lui de plumb. Soldații lui de plumb? Da. La noi acasă tata avea o colecție de soldați de plumb. Era o casă tare caragheasă. Părinții tăi au fost mai serioși, Isabel. Da, George. Și toată lumea venea la masă la aceeași oră. Bineînțeles. Trebuie să fi fost minunat. De altfel, ajunge ca cineva să te privească și își dă seama că ai fost o fetiță care a crescut într-o casă bine orânduită. Într-o casă în care totul era cald și luminos, în care servitorii erau cuvincioși și mesele fără drame. Fericită.
Luminoasă, Isabel, ce de mai bunicuțe fericite trebuie să ai în spatele tău. Un șir lung de bunicuțe, de la cea mai de mult până la cea care te ține de mână și încă te mai protejează și azi. O să-ți spun ceva foarte caragios. Cred că mă îndrăgostisem și de toate bunicuțele tale. Deci, pe lângă toate minciunile, era și ceva adevărat. Era adevărat că mă iubeai un pic. Da, Isabel, asta era adevărat. Atunci sunt totuși fericită. Ai dreptate. Ai dreptate, să fim fericiți. George, cât de pretențioși suntem. Vrem mai întâi o fericire care să dureze toată viața, pur și simplu. Mai târziu înțelegem că și câțiva ani luminoși înseamnă un neobișnuit noroc. În cele din urmă suntem gata să ne mulțumim cu o singură seară. Și deodată îți dai seama că n-au fost decât 5 minute. Și că 5 minute de fericire sunt totuși atât de mult. E bine în casa părintească, nu-i așa? E o seară liniștită care încheie o zi plină de bucurii. Poate a trebuit să-ți fac și o scenă gratuită, tocmai pentru că aceste 5 minute să semene a viața adevărată, a viața fericită. Tu ce crezi? Cred că intenția e de ajuns, iubitule. Iubitule, cum ai avut atâta curaj? Niciodată nu mi-ai spus așa, Isabel. Înainte n-aș fi îndrăznit, dar acum suntem un menaj vechi. Trăim împreună de 4 minute. Au și trecut 4 minute. Cum zboară clipele. Am ajuns la tandrețea molcomă, potolită, anunții de aur. George, am fost foarte fericiți împreună, Isabel. Și, fără să ne fi spus prea des, cred că ne-am iubit foarte mult. George, de ce vorbești la trecut? Fiindcă viața noastră conjugală aproape s-a sfârșit. Încetează, te implor. A început să-mi fie frică, George. Păi, iertați-mă, bă, nu te nici de melodramă, dar au trecut cele 5 minute. Tăticul și mămica așteaptă jos în automobil. George, te rog. Nu-ți fie frică, Isabel. Lasă-mă singur o clipă, o să aranjez totul, îți făgăduiesc. Trece o clipă în cealaltă odaie, nu? Bine, George. Te rog. Da. Robert, să mergem. Barbara, tu rămâi aici. Să-i spui că am mințit-o, fiindcă n-am avut curaj să o fac să sufere, că nu o iubesc și n-am iubit-o niciodată, că e mai bine să se întoarcă acasă la ea și să uite cât mai repede această tristă aventură. Ce cu tine, George? Ești alb ca vară. Umărul. Deschide-mi impermeabilul, te rog. Dar ești plin de sânge, George. Nu pune mâna. Cămașa e lipit. Deschide-mi numai impermeabilul. Ești rănit, George. Henriette. Știi, revolverul ei micuț cu mânerul de fildeș. E bine, de data asta s-a servit de el. Am avut amândoi o scenă îngrozitoare. Am încercat să-i smulg arma și a căzut pe spate peste marmura șemineiului. Toți au început să țipe. Eu am fugit totuși ca să mă pot întoarce aici. Cred că am omorât-o. Doamne Dumnezeule, trebuie să mergem imediat acasă. Poți să umbli? A trebuit să beau un strop de alcool. Alcool? De unde vrei să-ți găsesc alcool în cocioaba asta? Cheamă kennelul. Domnul a sunat? Ai vreun alcool? Ce întrebare? O masă fără un lichior? E o grădină fără flori. Casa Chauvin cu cinste ține și vinuri și lichioruri fine. Aș vrea un rom, dacă ai. Tocmai rom nu avem, nu se mai poate. Avem, dacă vreți, la bucătărie un rom surogat care trebuia să servească la ampleta în flăcă, dacă lucrurile ar fi decurs în mod normal. Dar nu pot să le recomand domnului pentru consum direct. Să mergem. Adu totuși romul la mașină. La mașină, da. Și un pahar, domnule, și un pahar. Poate vrea să bea cu sticla la mără. Ce seară, Dumnezeule mare, ce seară! Într-adevăr, o seară, George a coborât la brațul lui Robert. În mașină așteptau îngrijorați domnul și doamna de la Chaume. Dar în fața porții, deodată, George și-a pierdut cunoștința. Spre disperarea celorlalți, George a trebuit să fie readus în casă. Un doctor a fost chemat de urgență. Robert, domnul și doamna de la Chaume, s-au grăbit să plece la Paris, să vadă ce s-a petrecut cu Henriette. Barbara și Isabel au rămas la Saint-Lys. Acum, amândouă femeile așteaptă neliniștite în salon, în timp ce dincolo doctorul pansează rana lui George.
Crezi că-l doare? Cred. N-aș vrea să-l doară prea tare. Nu-ți face gânduri negre. Dumitale, nu-ți e frică? Ești foarte curajoasă. Și el de altfel. Dar e tare plăpânt. Cel puțin îl iubește? De ce mă întreb? Pare așa de liniștită. Știi bine că te iubește. Adineauri te-a mințit. Te caută din totdeauna. De unde știi dumneata? Îl cunosc așa de bine. Ai fost amanta lui, nu-i așa? Eu în locul dumitare n-aș mai întreba nimic. Știi că te iubește. Ce-ți mai pasă? Ai dreptate, nu-mi pasă. Tot ce a fost se va sfârși de mâine dimineață. Dacă veți putea pleca împreună. Nu ești încă sigură că va pleca cu mine? Nu, încă nu. Mai am încă o nădejde. Mică, urât, tristă, pe care nu pot să-ți o spun. Crezi că mă sperii? Oh, nici nu m-am gândit la asta. Știu că ai vrea să-l oprești. Ai să încerci chiar să-l convingi, știu și asta. Nu. M-ar mira să-l las să plece așa. Ceilalți or să încerce, sunt sigură. Dar eu, nu. Eu nu mai am ce să-i spun. Îți face plăcere să-mi dai impresia că te sacrifici pentru mine, nu? Nu. Nu vreau deloc să par o martiră. Nu. De altfel, pe George al meu n-aș putea să ți-l dau. Pe George al meu nici dumneata nu l-ai vrea. Crezi? Sunt sigură. George al meu nu e nici pe departe un om corect, cum se cade. E cu siguranță tot ce dumneata urăști mai mult pe lume. Trist, mereu nehotărât, nedrept, brutal. Minți. Da, mint. Și el, de altfel, e mincinos. Dă întâlniri la care uită să vină. Nu se ține niciodată de cuvânt. E ușurate, chiar rău, face scene. Așa e, George al meu. De ce-l ponegrești? Dar nu-l ponegresc. Eu l-am iubit așa. Gata, doctore. Da, domnișoară. Da, era doar o zgârietă. Oh, așa. Vedeți numai să se odihnească, da. Să nu facă fel. Ah, sigur că bună da. Seara. Bună seara. Bine voi să ne arătați drumul? Te însoțesc eu, doctor. Da, mulțumesc. Da, da, da. Barbara. George. Unde e Isabel? N-a plecat, fii liniștit. O să se întoarcă. Întinde-te pe canapea. Da. Doctorul a spus că trebuie să te odihnești. Ce prostie, nu? Dacă cel puțin aș fi ieșinat o clipă mai târziu în mașină, nu m-ați mai fi adus aici. Ce mai bine? Nu te-a durut prea tare? Nu. Dar unde s-a dus Isabel? Îl conduce pe doctor. Ce ai de gând să faci, George? Barbara, te rog, fără lacrimi. De ce să plâng? Ce ți-a venit? Nu plâng, mi-a intrat ceva în ochi. Nu minți. Nădăjduiesc că nu o să te închidă, George. Nu o să te închidă, nu-i așa? Nici nu vrei să-mi răspunzi. A dormit. Ce-i cu George? Doarme. Oboseala, emoția, emoragia. Nu. Când e nefericit, se culcă. De ce? Ca să nu mai simtă. E un truc al lui. Un truc? Da. Câteodată cu mine începea să bea fără rost pe la 5 după masă. Cu dumneata nu? Niciodată. N-a râs niciodată cu hohote din senin? N-a cântat niciodată un cântec soldățesc în gura mare? Cum nu l-ai simțit niciodată că vrea să fie vesel cu orice chin? Prea vesel chiar? Niciodată? Niciodată. Atunci... Vezi bine că nu vorbim de același bărbat. Robert, te-ai întors? Spune, ce e acolo? Unde e George? Doarme. Oh, splendid. Nouă ne iese sufletul bătând drumurile în toiul nopții. Facem planuri de evadare, construim alibiuri și câte și mai câte. Și în timpul ăsta domnul se simte obosit și se culcă. Dar spune odată ce se petrece acolo. Vezi, a fi vrut ca întrebarea asta să mă pui el. Și ochii ăștia am spăimântat să fie ai lui. Atunci încet, fără gravă, cu răsuflarea ușor întretăiată ca sorii din tragediile clasice, i-aș fi spus: sărmanul meu prieten. Orpești odată, idiotule. O nimica toată. Un cucui, un simplu cucui. Și unde mai pui ca Henriette? E acum mai îndrăgostită ca niciodată, caragioară. Unde sunt bătrânii? I-am lăsat la picioarele patului Henriette, bucurându-se și tăind vițelul cel gras. Cam prea devreme, după părerea mea. Cam prea devreme, într-adevăr.
George a hotărât adineaur să plece cu mine în Pirinei. Îl duce să crească albine? Da. Cu ce titlu? Apicultor stagiar? Nu, amantul meu și soțul meu de îndată ce divorțul se va pronunța. Drăguțul de el. Domnișorul a simțit nevoia să se refacă puțin în mediul campestru. Și imediat, cu o mișcare dintre cele mai grațioase, ne-a zvârlit pe toți peste bord ca să poată lua trenul de dimineață. Barbara, putem să ne opunem ca domnul să-și facă cura de miere? Nu cred. Și atunci, ce ne rămâne de făcut? Să ne retragem. Cu demnitate? Cu demnitate. Și cu galanterie specific franțuzească. Cu un râs la fel de franțuzesc, cu o mână pe inimă și cu un picior în spate. Dar nu zău, așa vă închipuiți că o să meargă treaba? Îmi vine să râd. Auziți? Râd, dar nu mă mișc de aici. Ce ai de gând să faci? Aștept să se trezească, fiindcă în cele din urmă se va întoarce cu minte acasă, așa cum s-a întors și până acum de fiecare dată. Ori n-avem niciun motiv să credem că de data asta nu va face la fel. Cred că de data asta va trebui să te resemnezi. Acum o să fie altfel. Domnișoară, dă-mi voie să-ți deschid ochii. Îl cunosc. De 10 ori mi-a făcut aceeași figură. Acest tânăr e un mare mincinos, un monstru. Urcați-vă în tren și întoarceți-vă acasă, la albinile dumneavoastră, la bunicile dumneavoastră venerabile. Domnișoară, numele venerabililor dumneavoastră bunici. Încetează, mă obosești. Dar eu ce fac? Ce fac oare? Nu mă obosesc, nu mă trudesc, dar o fac cu credința că mi îndeplinesc datoria. Dar nu fără glumă. Credeți într-adevăr că domnișorul nostru vă iubește chiar atât încât din lup să se prefacă în mielușel peste noapte? Toate astea mi le spui fiindcă îl urăști. Da. Nici măcar atât. Nu știu încă dacă îl urăsc. Prea am spus-o de multe ori, dar n-am făcut nimic. Uite, să spun ceva caragios. Adineaori, de cum am început să vorbesc, am știut că nu o să te conving. Dar am continuat ca să se trezească și să mă dea afară. Fiindcă atunci când mă pornesc, când vorbesc și mă afund singur, trebuie să fie cineva care să mă oprească și să mă dea afară. Așa mi se face un serviciu. Altfel sunt în stare să o țin așa la nesfârșit și îmi fac la fel de rău și mie ca și celorlalți. Haide, Robert. Acum nici nu mai e nevoie să așteptăm să se trezească. Crezi? În acest caz, domnișoară, voi fi scurt. Pe mine și pe soția mea ne așteaptă timpuri grele. Puteți să-mi împrumutați 5.000 de franci? Crezi poate că și eu sunt la fel de bogată ca Harriet? Nu, sunt aproape sărac. 2.000. 2.000? Da, se poate. Să caut un pofan. Așa. Asta nu. Cum? Dar ce te-a apucat? Ești nebună? Deloc. O sublim gest, draga mea. O să-l povestesc chelnerilor din restaurantele cu meniu fix pe care o să le frecventăm începând de săptămâna viitoare. Și sunt convins că, în schimb, o să căpătăm câte un antricot. Nu, Robert. Oh, dar domnișoara a vrut pur și simplu să ne facă un serviciu. Și eu nu primesc. Oh, dacă o să ținem morți și să fim sublimi. Ai dreptate, dragul meu. Sunt o proastă. Dați-mi mie banii, domnișoară. Cel puțin să-l scute să-i primească el. Bravo. Atenție, George s-a trezit. Unde sunt bătrânii? Ah, Robert, te-ai întors. Dragă George, alături de Anriet, care e sănătoasă tun. Un biet cu cui, dragul meu, și e gata să o ia de la început. Atunci, nu mai am ce căuta acolo. Cum? Nu-mi trebuie nimic din ce am acolo. Mâine o să-mi iau un alt costum, o altă cămașă și o să plec. Știm. Atunci de ce mi-ai venit aici? Poate ca să-mi iau rămas spun. Ne adorăm sau nu ne adorăm, să ne înțelegem, George. Să-i spui tati că o să vin peste câteva vreme la Paris pentru divorț. Că încep să lucrez și că o să-i ajut în măsura posibilităților. Ar trebui, cred, ca și tata să-și caute o ocupație. O să caute, n-avea grijă. Caută de altfel de 30 de ani. Dar azi găsește așa de greu o slujbă. Încearcă să-i faci să înțeleagă că sunt destul de mari ca să fie cu minți. Și că cel puțin 2 luni de aici încolo o să trebuiască să le ajungă ce le pot lăsa acum. Îți cer tare, Izabel, pentru toate mărunțișurile astea, dar... Dimpotrivă, eu te rog să mă ierți. O să trec alături, George. Îți mulțumesc. Termină câteva clipe. Nu mai am. Asta e. Eh? Asta e. Voi ce o să faceți? O să-ți răspund ca bătrânul artist. O să luăm deciziune, dragul meu. O să fac o socoteală exactă de ce bani îmi rămân și o să-ți trimit și ție ceva. Îți mulțumesc. Chiar că astă seară, dacă te-ai fi întors acasă, am primit nota de la croitor. Știi tu, croitorul care mi-a făcut... Bine, bine, o să-ți trimit și pentru el. Da, 1500 de franci. Da? Nu spusese și 3000. Da, da, dar era numai 1500. Ești cinstit în felul tău. Fiecare e cinstit în felul lui. Din păcate nu e decât un singur fel oficial. Asta e. Asta e. Ascultă, în fond acum nu mai are nicio importanță. Dacă vrei să ții rămas bun de la Barbara și te jenezi de mine, pot să ies. Nu, Robert, rămâi aici. George, fata te așteaptă. Cred că ar trebui să o chemi. Da, da, voi am mai întâi să-ți spun la revedere. Nu, nu mai e nevoie. E ca și cum ne-am fi spus. Totuși,
Nu putem să ne despărțim așa. Ba da, te asigur că putem. Ce mai vrei? Ce mai vrei de la noi? E setul de noi până în gât. Hai să ne apară mai repede. Mi-e rău. Și mie mi-e rău. Nădăjduiesc, Roș. Mă doare, dar trebuie să vă părăsesc. Să te părăsesc, Barbara. Și pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Un diamant pe care o părăsești, îi promiți veșnică prietenie ca să îndulcești clipa despărțirii. Eu nu-ți promit nici măcar prietenia mea. Iartă-mă, Barbara. Pentru ce? Pentru viața hâdă pe care ai trăit-o alături de mine. Că despre asta, nu. Mai degrabă, eu îți mulțumesc pentru această viață hâdă. Domnișoară, noi plecăm, domnișoară, soțul meu și cu mine. Și vă mulțumim pentru bani. Ce bani? Nu-mi nimic, nimic, o glumă, o greșeală. Banii pe care i-am cerut ei jos ca să compenseze pe cei doamne arie. Credeai poate că o să te lăsăm pe gratis? Trec cinele ei. Vă interzic să luați ceva de la ea. O să vă trimit tot ce am. Asta îmi place, dar nu-i nimic. Romper! Da, draga mea. De ce nu plecăm? Ce naiba o să mă... Da, bă, adevărat. Să avem tact, draga mea. Tactul e mai presus de orice. Domnișoara Isabel, scumpul meu prieten, plecăm. Am ajuns la ușă. Pașii ăștia pot să treacă uneori și ani întregi până să-i faci. Nimeni n-a mișcat, nimeni n-a scos niciun cuvânt, niciun strigăt. Una, două, trei... Nimeni. Atunci... Gata. Am ieșit. Oh, au plecat, Zorși. Da, Isabel. În fine ai să poți trăi și tu. Da, Isabel, de acum încolo o să pot trăi. Ce-a fost asta? Nimic. Ușa mașinii. Da. Motorul nu vrea să pornească. A pornit. Mașina demarează. A ajuns la colțul străzii. A trecut pe sub lumina palidă a ultimului felinar. S-a pierdut în noapte. Nu mai e. Cer iertare, dar acum nu credeți că ar fi momentul să servesc masa? Acum da. În sfârșit. Doamna e servită.